tradiția crește în timp cu praznicul și farmecul folclorului românesc, care în cadrul marelui festival a depășit vârsta semicentenară. Toracele care au revenit la numele comun, iarăși găzduiesc Banatul. Venirea românilor pe meleagurile torăcene coincide cu vechimea ulmului de la Boldur, care falnic păzește hotarul de peste 250 de ani. Odată cu venirea și sădirea acestui ulm în secolul al XVIII-lea, predecesorii s-au logodit cu vatra și au spus: aici să fii torac lângă apa vie și veac cu veac se înscrie pe acest hotar. Ulmul din Boldur păstrează legământul cu străbunii și ascunde dorul celor plecați. Strămoșii toreceni au știut cu siguranță de rezistența ulmului campestru. Iată că trăiește și astăzi cu trupul lui enorm, coroana impresivă și scoarța adânc ridată. Ulmul este simbolul deinuirii în spațiul pe care l-au ales odată cu venirea lor pe acest pământ, unde și-au ridicat bisericile tezauri, care păstrează memoria, limba și credința. Un loc specific în lumea plantelor. Torăcenii în istoria lor au reușit să înșcoleze în jurul la 1000 de intelectuali. Un număr însemnat dintre acești intelectuali sunt medicii care sunt mândria toracului nostru și pot să spun că cifra este peste 100 de medici. Avem medici la Montreal, Toronto, avem medici la Chicago, chiar profesor universitar. Avem medici în Germania și să nu mai spun în patria mamă. De-a lungul vremii, din brazde udate cu broboane de sudoare, predecesorii au școlit și crescut generații harnice și un număr impozant de intelectuali. Amintim pe academicienii Emil Petrovici, Ion Cicală și profesor dr. Gligor Popi. Toracul este și obârșia condeierilor Vicentie Avram Folomoc, Ion Niță Secoșan, Ioan I. Cipu, Pavel Cicală și a scriitorilor consacrați Emil Filip, Teodor Munteanu, Sima Petrovici, George Frișcan, Olimpiu Baloș, Ionel Stoiț, Ileana Ursu, dar și a pictorilor amatori Ion Frișcan, Aurica Victoria Dejan, Marin Lelea, Avram Leorean, Ionel și Dalila. Școala elementară George Coșbu, cursurile se desfășoară în două limbi, în limba română și sârbă. Avem 190 de elevi, este o școală cu activități bogate, o școală cu nume, cu renume. Biblioteca Academicianul Emil Petrovici din Torac este filială Bibliotecii Branko Radičević din Jitiște, are un fond de cărți care numără în jur de 7500 de titluri, 5000 și jumate sunt în limba română, restul este în limba sârbă. Este la dispoziție tuturor cititorilor. Bine ați venit la Societatea Pompierilor Voluntari din Torac, care datează din 1930, având 82 de ani de activitate neîntreruptă. Anul acesta avem 67 de membri voluntari. Ne aflăm lângă Heleșteul pescarilor, Asociației Pescarilor din Torac, visat 20 de ani, azi îndeplinit. Aici pescuiesc undeva între 100 și 150 de pescari. Lira vestită și flacăra, astăzi Asociația pentru Artă și Cultura Românească Vicentie Petrovici Bocăluț, au dus și poartă faima satului, iar truda spirituală
a fost recompensată cu un număr impozant de premii și recunoștințe. În anii 70 ai secolului trecut, aici a apărut una din primele reviste locale, Lumina Tărăceană, urmată de Litera, Cuvântul Românesc Tărăcean, Biruința. La Torac se organizează tradiționala manifestare Eminescu în durată eternă și festivalul de satiră și umor. Mândria românilor din Panonia este și complexul etnografic Casa Bănățeană. Fundația Română de Etnografie și Folclor din Voivodina organizează aici mostra de artă tradițională, praznicul obiceiurilor de iarnă, Festivalul Internațional de Etnofolk Film, întâlniri de spirit și reuniuni științifice. Pe lângă obiecte muzeale, casa dispune de o fototecă și o arhivă cu mii de documente. Biblioteca are 4.000 de volume, iar bisericuța din lemn este donația județului Caraș-Severin. Având în vedere că complexul nostru etnografic cuprinde obiecte și materiale de arhivă ale românilor din întreg Banatul, invităm pe toți aceia care vor să viziteze Casa Bănățeană de la Torac să vină și să cerceteze aceste documente. Pentru toată lumea, ușile casei noastre sunt deschise. Tradiția muzicală, dar și performanțele ieșite din sânul festivalului au îmbogățit și fonoteca de aur a radioteleviziunii Voivodinei. Din numărul total de 203 de portrete incluse de Ileana Ocolișan Baba în lexiconul soliștilor vocali și instrumentiști, din galeria Tărăcenilor fac parte persoane care au ieșit din școala lui Vicentie Petrovici Bocăluț. Albu Grbici Veronica, Baloș Todor Cică, Damian Pavel, Giurgiu Victor, Gruia Dragan și Lazar, Jurca George, Izgherean Maxim, surorile Ocolișan, Georgeta și Mariana, Petrovici Todor, Polverejan Flaviu Doru, Popi Marincovici Ana, urmați de o pleiadă de noi vlăstare muzicale, dar nu în ultimul rând, fiul lui Bocăluț, Ștefan Lucian Petrovici. Opština Žitište poštuje i ceni ove tradicije, trudit će se da pomaže da najpre ovaj festival uspe na najbolji mogući način i da se trudi da ona traje još dugo, dugo godina na čast i ponos svih koji žive na ovim prostorima. V, a šteptam ku drag.